No, bună ziua, dragi oameni buni! Tocmai ce am terminat de curățat cotarca. Vai cât am dat la lopată, vai cât am dat și e și înghețată zăpada. Și gâfâi de nu mai pot. Și trebuie să bag niște benzină, că asta e fomist rău. La 2 litri a ei, mâncă. Așa am o pâine improvizată. Dar bună, e? Și prima dată să-i bag niște benzină, dar apoi trecem la prezentare. Așa, am uitat că trebuie deschisă din cheie. Pentru cei care nu știți, care vreți să vă luați mâță și nu știți chestia asta pe capac, făcută ca să vă puneți capacul la bușonul la rezervor. Mă, n-am putut băga benzină că pâlnia nu-i perfect rotundă și rezervorul, mă scutul vine pe picioare. Rezervorul, după cum știți, are un fel de chestie, un fel de căpăcel care trebuie să-l apeși când bagi pompa înăuntru. Și mie, cum nu-mi perfect rotundă chestia aia de la gaura de la... nu gaura, gura de la pâlnie, nu mi se deschide și prin urmare nu pot băga, trebuie să-mi cumpăr o pâlnie, nu-i problemă. Hai să pornim motorul, știu că asta vreți, să pornim mașinuța, să vă deschid geamul, să auziți cum pornea și ce are. Că vei deschide. Viscosul, e la liber, bun, hai. Cum au pornit bine, că a fost caldă, a mai stat pornit înainte. Dar nu pornea și rău nici când e la rece. E ok. Becul de benzină i-a prins. Ca la orice BMW aproape. Fața asta de ușă e dată jos, dar urmează să fie retapizate amândouă. Mie în spate, în pot bagaj. Chestia asta de la fața de ușă. O mică problemă, când ridic geamul meu, dacă țin apăsat, coboară înapoi. Trebuie să apăs de mai multe ori pe buton și se închide fără nicio problemă. Ce mai avem? Schimbător, am avut unul de M, adică de M, mă rog, ceva fake de M, să zic, ăsta, care se simte mult mai bine în mână ca ăsta. Da, mi-a sărit medalionul ăsta. Și exact când am cumpărat mașina, când am făcut probe cu ea, mi-a sărit de pe schimbător, de pe nucă. Habar nu am unde, o căzut în mașină, atât am văzut. Dar nu l-am mai căutat atunci. Când am ajuns în Bistrița cu mașina, l-am căutat ca nebunul și nici în ziua de astăzi n-am găsit medalionul ăsta de deasupra. Ăla care e cu în 5 viteze cu M. Avem încălzire în scaune funcționale. Am dat pe minim că nu-mi trebuie. Infraroșu am avut de la alt player care mi s-a stricat. Acum am pus un Alpine. Aveam un Sony Xplode, nu știu ce model. Butonul de ASC care nu funcționează, pentru că nu e grupul original al mașinii. E autoblocant luat de pe altă mașină. Bricheta nu merge, dar nici nu-mi trebuie. Aici am microfonul de la player. Urmează să-l pun, dar la vară, că acum dacă mă apuc să lucrez la mașină, mă ia dracu. La ce frig e afară? OBD-ul. Consumul nu mi-a dat deocamdată, cred că e stricat. Temperatura merge, 1 grad. Speed 299, asta e limita sau ce? Nu e limita. Bă, să prind atâta mâța asta, aș fi super mulțumit. Distanță, nu știu încă cum funcționează exact ăsta. Mai pot să fac 79 de km cu benzina asta, dacă arată bine. Nu știu exact cum funcționează toată chestia asta, trebuie să mă documentez, să mă uit un pic pe internet. Climă digitală, funcțională, merge tot pe ea. Ia să ne dăm. Vine căldura.
că am dat să vină sus. Acum e dată pe auto. O scot de pe auto și o pun să-mi vină pe aici. Ce bagă căldura mea! Bagă căldura, țiții! Hai să oprim că nu ne trebuie. Așa. Playerul. Am mai multe moduri, am auxiliar, am Bluetooth, am tuner. Nu mi-am făcut încă antena la radio, dar urmează. Dar nu asta, că iau copyright. Dăm ceva mai... Pe partea de audio iar e problemă. Twitterele, cel puțin astea de la partea șoferului, îs varză, varză. Dar stați să vedeți numai. Auzi acolo cum se face. Deci e problemă. Boxele de aici din față, care sunt acolo sub bord, nu știu ce scrie ele, ori nu există, ori sunt arse, habar nu am, dar nu se aude nimic de acolo. Ce, stai să scot încălzirea, că nu mai întrebe. Ce să vă mai arăt? Să pornim angelizerile și să vă arăt la motor. În spate, să vă mai arăt plafonul, oglinda, nu știu ce chestie e asta, habar nu am, astea, când le ridic, ăsta trebuia să se aprindă când deschideam asta. Uite mă că se aprinde, mă, aoleo, ții, becurile astea de pe margine merg, ăsta nu merge, trebuie să-l schimb. Asta merge, merge și asta. Scaune de caro, semipiale, în stare bună. Bancheta iară pe spate e ok. Plafonul e refăcut recent, se vede pe ori, în stare îngrijită. Și luminele din spate merg când deschid ușile. Adică merg și nu merg, asta e să văd. Ba, merg. Hai să vă arăt minunăția. Toată chestia care face mașina. Ce zici? M52 de 2 litri. Vanos, bineînțeles. Singura chestie care nu-mi place la mașina asta e improvizația asta de xenone. Nu sunt xenonele de fabrică, niște improvizații. Da, cu timpul lui rezolva și pe alea. Uitați ce fain să închide capota, nu trebuie trântită, trebuie numai lăsată ușor jos și un pic apăsată. Farurile Bosch, Angel Eyes, xenone. Pachetul e M original, nu e aftermarket, deci e M original de fabrică. Stickerele astea sunt foarte fain făcute. S-a dezlipit ăsta. Ioi, nu te dezlipi. Stai acolo. Supostul de numerele iar l-a făcut fostul proprietar. Foarte, foarte frumoase jantele. Model BBS RS pe 17. Discuri pe față perforate, nu știu dacă se vede. Se vede un pic. Cauciucurile, la capitolul cauciucuri nu sunt foarte, foarte mulțumit. Pe jantele astea sunt stretch-uri, adică gume întinse. Deci n-ai aderanță foarte bună în astea. Bine că nici jantele nu sunt de racing, dar nu. M-am dus de M.
Uma Grizzly, mais 3 vezes Helskin, sapão de AM, Safia todo, paqueto. Folha para espátia. Sticker ali. Yada fine. Já a antilha sem estar impecável. Ui, punha. Stickerul ăsta iar îmi place. M Performance pus pe lunetă așa. Și acolo sigur îl cunoașteți pe, adică poate că îl cunoașteți pe Andrei Pintican, beatul cu seria 5. Un semn de respect pentru el. Am ales să-mi pun și o sticker pentru că l-am cunoscut, nu personal, dar mai venea pe la mall prin poligon, îl cunoșteam. Evacuarea, țavă goală, fără catalizator, adică ITP la anul. Ăsta, un stop nu merge pe frână, pe poziție, pe nimic, numai semnalizarea. Urmează să-l iau la punct și pe ăla. Și cam atât. Cam atât. E făcut la mașină, e văzut. O să vă turez un pic motorul să vedeți cum s-aude. Și eu vă las, că nu mai am ce să vă arăt. Până n-o scot pe drum și nu iau carnetul, nu mai am. Tudo.